Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la Gas Station Simulator, bă băieți. Bă, am jucat ultima dată pe un live acest joc. Ați intrat cât de cât acolo pe live-ul respectiv, făcut acum vreo două săptămâni aproape, cred că l-am făcut ceva de genul acesta. În live-ul respectiv, sincer, s-au întâmplat foarte multe, pentru că a aterizat forțat, am mers la un pahar de suc, ca să nu zic de altceva, acolo pe o băncuță. Și a aterizat forțat un avion în partea aia, mă băieți, acolo. Ia uitați unde, pe deasupra unde este și acel avion acum. Și ne-a deblocat barnul respectiv, bă băieți, a trebuit să facem noi curățenie, ar trebui să tragem avionul de acolo. A fost destul de interesant, sincer, episodul respectiv. Dar ăsta nu mai vrea să vândă sau ce se întâmplă? Aveam și un angajat, băieți, nu mai țin minte dacă l-am luat atunci pe episod sau pe live, sincer. Nu mai țin minte chestia asta, văd că s-au umplut aici și de gunoaie. Lumea claxonează și așa mai departe. Să vedem despre ce o să fie vorba astăzi, practic. Avem aici mașina la reparat? Nu avem. E ok. Buy and fix in spot using your PC. Ok, trebuie să intrăm la PC, practic, și să rezolvăm o problemă. Nu știu cine claxonează acolo. Problema este că nu mai știu unde trebuie să intru. Ia să vedem dacă prin zona asta, pe aici, cumva, ceva... currently owned, ok... loc, unde era, mă? Storage, ce trebuie să deblochez, că am și uitat. Buy fixing spot. Păi și de unde cumpăr eu aia, buy fixing spot? De unde cumpăr eu aia, mă băieți, nu e aici. De unde cumpăr eu aia cu buy fixing spot? E pe... Asta era, mă, fixing spot, asta e. Ia. Punem motorină în kerosen, punem, nu motorină, în avioane, bă băieți, fiți atenți. Order duct tape using your PC. Să dăm comandă de duct tape-uri, ia fiți atenți aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, parcă zicea, nu? Hai să dăm comandă. Deci 6 din astea, nu mai avem bani, din păcate, aia e problema principală. Nu prea mai avem bănuți, mă băieți. O să trebuiască să încercăm să facem banul gros, că altfel e jalete. O să ne vină și mașina imediat cu... Trebuie să mai cumpăr o pompă, bă, aici, ca să fie două mașini la pompă, să poți alimenta. Ia să vedem dacă mai putem face un împrumut sau ceva. Airport. Mamă, dar n-aveam bani, mă, n-aveam bani, loan. Păi da, n-am cum să mai fac împrumut, băieți, și nu mai am bani să trec strada acum, practic. Mamă, 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 e jale. E jale, bă, băieți, bă. Am plătit o parte din loan-ul ăla, mai degrabă nu-l plăteam, că mi-a zis un abonat că e ceva bug acolo și dacă nu plătești loan-ul și te bate ăla, se restartează după toată chestia. Era mai interesant așa, sincer. Hai că a venit și mașina aici cu duct tape, bă, că mi le aduce tot în partea asta, nu se duce în partea cealaltă. Și de aici putem să le dăm probabil, order aviation fuel. Nu prea pot să dau order la aviation fuel pentru că sunt cam vai de capul meu în momentul ăsta, bă băieți. Nu am bani. Mai am doar 7 dolari, aia e problema. Nu am bani. Ce facem noi să facem rost de bani mai repede? Aia e întrebarea mea. Văd că aici a venit o mașină, dar problema e ce are ea nevoie. A nevoie de niște roți, văd. Ia de asta pot să mă și să ridicăm o mașină. Să încercăm să vedem dacă putem face ceva bănuți, mă băieți. Să vedem. Nu promit sincer, dar încerc să fac niște bănuți ca să dau comandă de fuel acolo pentru aeroport. Jocul mie îmi place foarte mult, din păcate vouă nu prea vă place. La ultimul episod, sincer, nici 50 de vizualizări cred că n-am strâns, adică a fost jale dintr-un canal cu peste 1500 de abonați la ora actuală. Bă, da, și asta are pană. Să nu strânge nici măcar 100 de vizualizări, sincer, e nașpa rău de tot. Dar mai jucăm și jocuri așa de dragul de a le juca, în sensul că mie îmi plac. Și vreau să mai joc și ce îmi place mie, nu doar ce prinde, aia e faza. Și o să mai fie și jocuri de acest gen în care poate o să vă întrebați, bă, Zaida, de ce mai joci dacă jocul nu prinde?
Îmi place mie joculețul ăsta și o să-l mai joc așa cât o să mai am și eu chef și timp. O să-l postez evident dacă tot îl filmez. Problema e să vă placă și voi acolo măcar cât de cât, știți? Adică nu cer nu știu câte cu vizualizări să avem ca la Euro Truck sau ca la alte jocuri, dar totuși cât de cât acolo să fie o mică susținere. Sper ca ușor, ușor, sincer, să, bă, dacă câtă mizerie face asta, să apreciați conținutul și pe acest joc. Dacă îi pun puțin mai mult soare, se supără, mă, băieți? Trebuie să dau comandă de fuel-ul ăla, văd că avem 336, deci putem da comandă de fuel pentru aeroport și o să dau doar de 100, 225, ok. Bă, 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 reset order, bă. 100 atât, order. Fill the tank with aviation fuel delivery. Dar vreau să văd dacă pot să mai cumpăr o pompă aici, aia m-a interesat pe mine. Să vină doi aici, aia e faza. More info, ia să vedem. Complete more objective to be able to upgrade the gas station. Păi da, dar eu voiam, nu voiam chestia asta, eu voiam workshop. Nu aici, mă, nu aici. Voiam să văd altă chestie, eu dacă pot să cumpăr o... Carduri, delivery... Nu e pe aici, bă, băieți, nu e pe aici. Hai să vină și ăsta cu gunoiul. Mașina e la 200 și ceva de metri. Unde pot să văd eu chestia aia, mă, băieți? Că nu-mi dau seama, sincer. Nu cred că poți. Până nu mai faci upgrade, nu cred că poți. Nu cred că poți. Aici e cu alte chestii. Nu, pe aici pe la upgrade, probabil, dar... Aici e cu workshop-ul. Car, airstrip, party, whale, unlock oil exchange. Păi și cum deblochez oil exchange-ul ăsta? De unde deblocăm oil exchange-ul, mă băieți? Îs curios, eu. Workshop, warehouse, gas station level 4, aici cred că da, mă. Uite, la level 4, dar mai avem până la level 4, aia e problema, și un quest progress needed. Ok, hai să-l alimentăm pe ăsta dacă tot a venit, vezi că a pus pe barbășăneală ăsta. Hai să mergem acolo să alimentăm stația cu kerosen, că nu e motorina asta sau benzină, e kerosenul, mă băieți. Ia mă, claxonează mașinile că trec prin loc nepermis. A venit overicul ăsta, hai să vedem ce scrie, supply 66. Ok, task complete. Put the duct tape on the special shelf in the joy fixing spot. Aici vrea. Duct tape, ia fi atent, ia. Place all. S-au pus acolo, ok. Wait for a signal from Joe. Ok, aștept semnalul de la Joe atunci. Ăsta pleacă de aici, se pare, se urcă în trabantul lui. Bă, dar de ce am dat comandă noi acolo de a vine mașina? Mașina de gunoi vine, am înțeles acum. Vine mașina de gunoi. Aici facem banii frumoși, mă, băieți, aici îi facem. De ce nu pot să iau ăsta? Haide, mă, lasă-mă, mă, să iau ăsta, mă. Nu mă lasă să iau ăsta, incredibil așa ceva. Nu înțeleg ce era acolo. N-am înțeles ce s-a întâmplat cu jocul. N-am înțeles ce s-a întâmplat cu jocul, bă, băieți. Hai să punem roata asta înapoi. Hai facem un ban cinstit și de aici, sincer. Are ușa dincolo zgâriată, ok. Mai luăm o chestie din asta și reparăm zgârieturile omului. Hai să vedem cât de repede putem să-i le reparăm. Unul din ăsta consumi la o ușă, oare? Și ce, mai are nevoie de ceva? Totul e reparat, nu? Cum no, no, no? Bă, las-o, bă, e jocul ăsta stricat, n-am. Cum no, 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 dacă nu era nimic de reparat acolo, sincer. Du-te, bă, de aici. Bă, mai am nevoie de un angajat aici să pună... Bă, ce s-a supărat ăla, mă, și a plecat, fii atent. Problema e că...
Nu înțeleg ce se întâmplă. Bă, stai, bă, s-a supărat ăla, mă, fii atent. S-a supărat ăla, bă, băie, și nu mai vine. Ăsta de ce n-a luat tot gunoiul, nu înțeleg. What? Păi vreau să-l aduc. De fapt, nu, nu, nu. Wait for așa. Păi dar și când resting? Ia fi atent că e în resting angajatul meu. Foarte interesant jocul ăsta. Sincer vă zic, chiar îmi place foarte mult că e destul de complex. Se întâmplă foarte multe chestii aici, unele de care nici n-am dat încă. Vreau să mai fac ceva bani, aia e problema. Văd că am 433. Hai să aruncăm gunoiul ăsta de aici. Hai că da. Nu trebuie să ne apucăm de basket. Cam mă, dacă te roți consumăm, ferească mă, sfântul consumăm. A, uite mă, câte roți consumăm. Vin ăștia aici numai să le schimbăm roțile, dar eu ăla de data trecută oare mi-a dat vreun ban sau a plecat așa, mă întreb eu. Că dacă a plecat așa că ne simțit-o e cam urât din partea lui, sincer. Hai să vedem la employee ăsta ce face. Start talking. Payment. Ok, am plătit tot. Vină și... Da, tot aici vine la casă aici. Stai că vine cu femeia aia, uite cum aleargă. Ca aici la pompă, sincer, nu vin așa mulți ca la casă. Trebuia să mai dăm ceva, să mai facem ceva cumpărături. Vedem dacă aici a venit cineva. Tot aștept semnalul ăla de la Joe, dar văd că Joe nebunul nu prea mai vine semnalul de la Joe nebunul. Unde e mă ăsta? Unde era bă ăsta? In the meantime, you can check your business. In meantime. Nu prind nimic, se pare. Nu prind nimic pe stația asta. Uite că avem o mașină aici. Ce facem de... Ia! Vrea băutură, bă, ăsta. Bine, mă, bine atunci, bine. Hai că facem bani și pe partea aia, altă. Probabil o să avem nevoie de un nou angajat, cel mai probabil. Hai să luăm roata asta, că văd că ăsta are de schimbat aici odată o roată și cred că trebuie să mai dăm comandă de roți. E incredibil, câte roți schimbăm noi aici mai multe ca la o vulcanizare în viața reală, n-ați văzut așa ceva. Roată după roată, deci azi că o să ne trimită ceva client și trebuie să cumpărăm și supply-uri, baie, communication center, headquarters. Ok, hai să vedem ce trebuie să mai facem aici. Ok, trebuie să mai luăm o chestie de genul acesta și să reparăm ușa. Hai că ăsta măcar are puține zgârieturi față de ceilalți care au venit. A, oglinda, mă, cred că și la ăla tot oglinda era stricată și noi n-am văzut-o. Ok, am înțeles acum. Da, cred că și la celălalt tot oglinda era, bă, băieți. 290, vezi că ne-a dat pe bărbășaneală. Hai să mergem până acolo să vedem care e treaba. Bio Communication Center. Hai să vedem care e treaba, băieți. E noapte, e urât rău afară. Nu am văzut cum poți să dormi, sincer, în jocul ăsta, dar... Ce trebuie să facem, unde? La calculator? Baia cu communication, nu știu ce. Hai să vedem cum le cumpărăm, cum le facem. Ia să vedem. Ăsta e. Baia așa, cât costă? 250. Avem bani? Avem nevoie. Ba nu, avem. Task completed. Centru de comunicare. Baia trade airship a spot. Baia trade airship. Bă, dar mai avem bani, mă? Cât avem? 300, ok. De unde cumpăram alea? Tools, upgrade, la airship. Avem nevoie de trade airstrip level 3. Ce trebuie să cumpărăm, mă? Trade airstrip 1, spot. Unde am intrat, bă, băieți, bă? Îmi prind urechile pe aici, sincer, la câte îți. Asta, 250. Mamă, dacă nu cumpărăm aici la...
Zic că e aeroport deja. Use the way to move the wreck out of the airstrip. Aoleu, aoleu, dar e întuneric, mă, băieți, mă, aici. E întuneric rău, mă, aici. E întuneric rău, mă, băieți. Ia să vedem de cât timp filmăm, că, sincer, nu aș vrea să stau foarte mult pe episod. Dar, pentru că vă plictisiți. Vă plictisiți și nu ia bună după. Hai să vedem ce trebuie să facem în continuare. Trebuie să mutăm ălea cu... Astea două de aici trebuie să le luăm cu mașina. Și cu mașina asta trebuie să luăm ălea două, bă, băieți. Incredibil așa ceva. Hai să dăm cu spatele. Și cum le ducem noi acolo la gunoi, sincer nu-mi dau seama, dar vom vedea noi la momentul oportun. Ce trebuia să păs aici? Ok. Ok. Și hai să mergem până acolo să le punem la gunoi, practic, aceste două mașini abandonate. Facem curățenia de primăvară, voi spui, curățenia de iarnă o facem noi de acum, că trebuie să vină iarna. Hai să vedem cum le punem aici, aia e foarte, foarte ciudat, nu știu cum o să mă descurc eu, sincer, să le pun aici. Dar vom vedea la momentul oportun. Ah, dar pot să le pun așa, ia fii atent, ia. Și dacă dau așa... Bă, nu știu dacă e ok sau nu, hai să o aducem și pe cealaltă aici. Și le mai mișcăm noi după dacă e ceva. Ne mai mișcăm noi după, mă băieți, dacă e ceva. Hai să le luăm așa, uite, pe asta o să o ia din față, așa. Bang. Ce se întâmplă, mă? A, că e pus ăla, fii atent. Ok, a, era activat magnetul de asta. Am înțeles acum cum stă treaba. Ia, iară vine Moș Crăciun, mă băieți. Să dau așa și hai să vedem cum mișcăm brațul. Dă invers. Aia zic. Și hai să plecăm de aici, să mutăm asta undeva aici, să o lăsăm. Că poate mai avem nevoie de ea. De mașinuța asta, uite, o să o lăsăm pe aici, pe undeva. Și acum ce trebuie să fac, mă? Să mă urc acolo? Dar pe unde mă urc eu acolo? Pe scări? Check the screens in the communication center inside the barns. You've arrived at your command post. Here's the list of upcoming arrivals. From the left, you can see the plane's country of origin. Its number, cargo, and time to arrival. Cargo is divided into two categories. The top row is what the pilot is carrying, and the bottom row is what he wants to trade for. Depending on your communication center level, you'll be able to identify more products from the list before the pilot arrives. Do you remember what I asked for? Doesn't look like the next pilot is carrying tequila. You can reject the plane using the X button on the right side of the screen. Mama, te doare capul. Te doare capul, bă, băieți, aici, te doare capul. Ai de viața mea. Vai de viața mea. Joy World select the deny plane but to cancel the fly. Păi și pe ăla de unde îl mai iau? A, mai dai mult de citit, bă, băieți, aici. Să fie în warehouse, nu în shelves, nu în rafturi. Bă, da, vorbește ăsta, mă. Bă, da, a vorbit ăsta, bă, băieți. Da, a vorbit ăsta. O să facem asta data viitoare, o să vedem cum facem noi data viitoare chestia asta. Hai să mergem înapoi acolo la noi.
Order product desired by the pilot. Hint, without products in the warehouse, you won't be able to trade. Ok, lasă-vă bă cu asta mă acum. Hai să vedem care mai este treaba pe aici. Nu e nimeni la casă. A plecat angajatul de la casă, s-a dus și a luat concediu angajatul meu, că doar ce... Asta și el aici 5 minute și a plecat, ce să mai nu, n-are rost. N-are rost să se complice săracul de el. N-are rost. Tot eu trebuie să muncesc. E cam puțin, sincer, pus timpul ăla la angajat acolo. Dar ce și-au ăștia băuturi? Ce și-au ăștia? Hai să vină și următorul să-i rezolvăm pe toți. A, polițistul și-a luat doar o pungă de chipsuri. Nu știu dacă mai avem pe aici, mai avem? Ia să vedem. Place, 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 e full, ok. Mamă, nu mai avem nimic la soft drinks. Fai de viața mea și de sufletul meu, băi, trebuie să dăm comandă, nici aici, e gol tot. Mamă, 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 vine și el stripul ăla, ai de capul meu, n-am timp de toate, nu am timp de toate, sincer vă zic, nu am timp în jocul ăsta de toate, ar trebui să vină și angajatul ăla, doar că angajatul ăla nu știu ce face. A, vine asta că n-am plătit loan-ul acolo, am uitat de loan. Dar e bine, măcar să vedem acum dacă se restartează ca să avem banul gros, să putem să ne distrăm cu banii. Ne luăm o bătaie bună, ne scade din rating. Hai că terminăm bine episodul. Hai de viața mea. Am pierdut nu știu ce, hangar. Ce am pierdut mă de aici? Hai mă să-i dăm și pe asta dacă tot e aici. Doar o sticlă are. Ok, băieți, noi să ne vedem data viitoare cu acest joculeț, dacă o să vă placă cât de cât, sincer, că dacă tot așa o să văd foarte, foarte puțină implicare din partea voastră, n-are rost să mai continuăm. Deci totul ține doar și doar de voi. Nu uitați acolo de butonul de like și un comentariu în rubrica de mai jos. Eu am fost Zai, dă să aruncă ăștia la gunoi, ca să terminăm așa pe curățenie, cum s-ar zice. Mamă, trei saci, ăsta n-are ce să bea, n-are ce să cumpere, data viitoare trebuie să cumpărăm. Din asta înapoi că s-au terminat toate proviziile pe aici prin magazin, să zic așa. Nu uitați de like, băieți, cum am mai zis, comentariu. Aveți grijă de voi și numai bine. Pa, pa!